Mai puțini turiști în ianuarie, sosirile în unitățile de cazare au scăzut cu 2% față de aceeași lună din 2023, arată datele inese. Concret este vorba despre aproape 770.000 de persoane. Peste 15% dintre acestea au fost din afara țării, cele mai multe din Italia, Germania și Republica Moldova. Turiștii străini au petrecut mai multe nopți în hoteluri și pensiuni comparativ cu cei români. Cele mai vizitate au fost capitala și județele Brașov și Prahova.